Mă gândeam la subiectul ăsta din perspectiva faptului că suntem deja în septembrie și se apropie sfârșitul unui alt an. Și vine decembrie și de obicei, în decembrie, ne stabilim obiectivele pe care vrem să le avem pentru anul care vine. Haideți să ne imaginăm cu toții că aici avem 1 milion de euro. Există. Sunt așa foarte noi, au miros de tipar, de print. Sunt mulțimi. Gândiți-vă că există mulțimi de bani, de bancnote, în valoare de 1 milion de euro. Îi vede toată lumea? Perfect! 2 milioane. Pentru tine sunt 2 milioane. Întrebarea mea este, ce facem cu ei? Sunt aici, sunt ai noștri, putem face orice. Toți. Pentru toată lumea. Îi donăm. Îi investim în businessul nostru. Îi împărțim în borcane. Sunt ai noștri. Sunt ai noștri, deci asta am stabilit. Sunt ai noștri. Economisim 10% din avocat și restul cheltuim. Restul îi cheltuim. Altceva. Doar 5 oameni vor să facă ceva cu banii ăștia. Te rog. Eu o să folosesc un concept de infeliz care zice să trăiești ca un milionar. Un prieten de-al meu s-ar duce pe toată viața în Dominicană, e cam 1000 de euro all inclusiv. Și ajunge pe 1 milion. Ok. Altcineva? A, deci înseamnă că iau banii cei care au spus împreună cu mine și împărțim între noi. Tu i-ai investit. Nouă înșine. Sunt destui ca să și investești, să și donezi, să și călătorești. Sunt destui ca să faci mai multe. Altcineva mai are vreo idee? Răzvan, ți-am găsit finanțare! Ce vreau să spun cu asta este că în momentul în care avem 1 milion de euro, nu avem 1 milion de euro să stăm și să ne uităm la ei. Nu ne dorim banii pentru fâșiile alea, pentru bagnotele alea. Ni le dorim pentru valoarea pe care ne oferă, pentru ce vrem să facem cu ei. Și ideea asta mi-a venit acum câțiva ani, când eram în Suedia la un master și la unul dintre cursuri, un prof de-al nostru ne spune că vorbeau ei în departament despre un coleg de-al lor care vrea să-și ia o mașină. Și l-au pus pe proful respectiv să-și spună caracteristicile mașinii respective. Și după ce omul a venit cu caracteristicile clare ale mașinii respective, a rezultat o Toyota. Și asta, o Toyota? Nu vreau o Toyota, ce Toyota? De mine nu e o Toyota. Pentru că nu vrem lucrurile pentru ele, ci pentru experiența pe care ne-o dau. Și am trăit și eu personal o senzație de genul ăsta care încă mi-a rămas foarte clar în cap, tot în Suedia. La un moment dat, vorbeam într-o seară despre mașina ideală. Dacă ar fi să ne luăm o mașină, care ar fi aia? Și cumva în discuție, în timpul discuției și ulterior, vorbind cu prietenii, toată lumea îmi spunea XC90. Bine, era evident, cumva aproape de la sine înțeles, fiind Suedia, era vorba, va fi o mașină Volvo. Întrebarea era care model. Și modelul care s-a desprins din discuția cu colegii mei dintr-o seară și din discuția cu prietenii mei în următoarele săptămâni a fost XC90. Deci în capul meu era super clar, extrem de clar, ok, va fi XC90. Și ajung la un moment dat într-un showroom Volvo. Și evident mă duc ață, adică eram, nu vedea nimic.
în jur, XC90-ul meu. Și mă duc hotărâtă, intru în XC90 și m-am simțit atât de ne la locul meu, mi se părea așa de mare, mi-amintesc că era de piele, atât îmi amintesc. Și faptul că nu mă simțeam confortabil, nu mă simțeam nicicum, mă simțeam... Nu găseam locul. Ce caut aici? Am ieșit foarte confuză din mașină, că nu înțelegeam, visasem la XC90 ăsta de atâta vreme. Și din inerție am intrat în următoarea mașină, în mașina care era lângă XC90, care mi-am amintit și acum, era un C70 Blomare. Era un C70 Blomare. Pentru mine așa a fost să fie. Și în momentul în care am intrat în C70-ul ăla, s-a întâmplat ceva. Deci m-am și văzut conducând mașina așa pe o coastă și dreapta mea era marea și părul vântul îmi zbura prin păr și tot era cumva așa ideal. Și am fost chiar surprinsă și eu am dat seama, măi, asta este mașina pentru mine. Și asta îmi amintește de un banc care sună cam așa. Era într-un sat în care apele au ieșit din matcă. Și Ion stătea pe prispa casei și se uita cum apele creșteau și creșteau. Și se ruga: Doamne, te rog, salvează-mă. Și vine o barcă și cei din barcă îi spun: hai, sari, te luăm cu noi. Și Ion al nostru spune: nu mulțumesc, Dumnezeu mă va salva. Și apele cresc și cresc și Ion urcă la etajul 1 și continuă să se roage: Doamne, te rog, salvează-mă. Și vine un vapor și cei din vapor îi spun: hai, sari, te luăm cu noi. Și Ion al nostru spune: nu mulțumesc, Dumnezeu mă va salva. Și apele cresc și Ion urcă pe acoperișul casei și se roagă în continuare: Doamne, te rog, salvează-mă. Și vine un elicopter și aruncă scara și îi spun: hai, urcă-te pe scară, că te salvăm. Și Ion al nostru spune: nu mulțumesc, Dumnezeu mă va salva. Și moare. Și ajunge în rai, fiind un credincios, și dă de Sfântul Petru la ușa raiului. Și spune: păi cum, Doamne, tocmai eu, care am fost așa un credincios, cum ai putut lăsa să mor? Și Sfântul Petru ia un ceaslov și se uită și zice: ți-am trimis o barcă, un vapor și un elicopter. Ce cauți aici? Pentru că uneori avem ideea asta foarte fixă că lucrurile se vor întâmpla într-un anumit fel. Că în cazul lui Ion nu era important să fie salvat, ci era important ca Dumnezeu să-l salveze în modul în care își dorea el. Și cred că modul cel mai ideal de a ne stabili un obiectiv este să ne gândim la starea, senzația pe care vrem să o trăim atunci când o să îl îndeplinim. Fie că e vorba de fericire, împlinire, aventură. Pentru că bănuiesc că cu toții știm persoane care au obținut o casă, un job, o mașină și în momentul în care l-au obținut, după ce a trecut entuziasmul inițial de wow, ce mișto, am câștigat asta, au simțit o senzație de gol și au început să alerge după următorul lucru pe care să-l câștige. Și de fapt, poate că trebuie să știm exact cum vrem să fim și cum vrem să ne simțim și să încercăm să îndeplinim chestia asta. Și da, prietenii pot să vină cu sugestii, pentru că de-aia sunt prieteni. Însă ei au filtrele lor și poate un lucru care li se pare lor foarte bun și extraordinar s-ar putea să nu ți se potrivească ție, să nu rezoneze cu tine. Și cred că atâta timp cât vom căuta,
nu să bifăm un lucru pe o anumită listă, ci să ne împlinim o anumită stare, vom reuși să fim mai buni și mai fericiți cu viața noastră. Vă mulțumesc!